Bine ați revenit la mobilisima.ro, acesta este MobiCast 142, podcast și videocast săptămânal. El este marcat de debutul lui PlayStation 4 Pro în România, de lansarea lui Lenovo Moto M. O săptămână relativ liniștită, am aflat și că compania Leco are probleme, dar și că Yumi Plus e anunțat oficial, iar OnePlus 3T e gata de lansare. În plus avem un Lenovo Yoga Book în teste care arată fantastic. Ei bine, Lenovo a anunțat smartphone-ul Moto M cu ecran de 5.55, 4 GB de RAM și baterie de 3050 de mAh. Are dotări foarte similare cu Moto G4 Plus, doar că avem corp metalic aici. Rezoluție Full HD, panou 2.5D, procesor e acum MediaTek Helio P15 în loc de Snapdragon, mai primim și slot microSD, cameră de 16 megapixeli în spate și frontală de 8MP. Există și acustică Dolby Atmos și scanner de amprente. De asemenea, a debutat și Yumi Plus E, a fost anunțat oficial, mai bine zis, primul telefon cu procesor MediaTek Helio P20. Costă doar $199, are 6 GB de RAM, un ecran de 5.55 cu panou Full HD Sharp, 64 GB de stocare, slot microSD și baterie de 4000 de mAh plus cameră de 13 megapixeli în spate și frontală de 5MP. Mai vine și cu scanner de amprente 4G LTE și costă $199, doar la precomandă, după ce se lansează $269. Autor a apărut indicii și zvonul despre OnePlus 3T, a fost confirmat pentru debut pe 15 noiembrie și ar putea să fie primul telefon cu 8 GB de RAM. Va avea procesor Snapdragon 821, se pare, în loc de Snapdragon 820, cameră frontală de 8MP, ecran Full HD de 5.55, 64 GB de stocare, cameră de 16 megapixeli în spate și foarte posibil să aibă un ecran LCD și nu AMOLED. Prețul zvonit, $479. Tot s-au strecurat informații pe web despre Galaxy S8 și Galaxy Note 8. E bine, Galaxy S8 ar putea veni în luna aprilie, la anul viitor, și au apărut prototipuri cu buton special pentru asistentul AI Samsung. Samsung ar fi conceput un asistent numit Bixby și vrea să concureze cu Cortana, Siri și Google Assistant, dar și cu Amazon Alexa. Au apărut și nume de cod pentru Galaxy S8 și Galaxy Note 8. S8 ar avea două versiuni, printre care și una cu ecran peste 6 inci, aparent, are un plus în nume și ar putea fi chiar un ecran flexibil la bord. Allview a prezentat biroul interactiv Sensi Touch în cadrul Microsoft Summit 2016. E un sistem elegant și subțire care poate întrega panouri de la 43 până la 150 de inci cu rezoluție 4K. Ecranul suportă până la 50 de atingeri simultane, cu viteză de răspuns mai mică de 10 milisecunde și practic avea un birou smart în stilul mesei de cafea Microsoft Surface. Au apărut și niște brevete Apple care indică sosirea unui sistem augmented reality de cartografiere pe iPhone. Practic se suprapun informații peste fluxul live de video sau foto în viewfinder-ul camerei voastre. Vedem numele străzii, puncte de interes, informații utile, iar Apple ar avea sute de ingineri dedicați proiectului. Încă din 2011 a aplicat Apple pentru această tehnologie și în sfârșit a primit brevetul. Huawei România a pornit un program de beta testing pentru Android Nougat. Trebuie să vă autentificați cu contul, creat pe baza unui e-mail real și număr de telefon, dați Join Project, veți primi o notificare automată, apoi veți începe testarea. Mare atenție, trebuie să aveți un Huawei P9 pentru a intra în program, apoi veți putea trimite feedback și veți putea posta toate observațiile asociate experienței. Tot pe plan local a debutat Orange Money, un serviciu nou de transfer de bani și plăți disponibil acum în România. E echivalentul lui M-Pesa de la Vodafone, are aplicație gratuită în Play Store și urmează să ajungă și în App Store în curând. Puteți activa contul în magazinele Orange, iar portofelul Orange Money va putea fi încărcat în numerar din magazinele Orange sau cele partenere sau direct via card prin aplicația mobilă sau site-ul orangemoney.ro. Sunt și oferte speciale și un giga de bonus la fiecare factură de minim 30 de lei și plătită prin Orange Money. Iată, ne ajungi și la secțiunea Fail și Win. La fail e faptul că firma chineză Leco are probleme cu banii. S-a extins prea mult, prea rapid din împrumuturi, trebuie să dea bani înapoi și nu are de unde. Șeful companiei și-a dat salariul la doar 15 cenți. Acest Jia Yueting este un miliardar chinez, se află în comitetul de conducere și la Coolpad, care, din cauza problemelor pe care le are Leco, au pierdut și ei din acțiuni mult. Leco a cheltuit prea mult, au spart 2 miliarde pe Vizio, producător de televizoare, au spart mulți bani pe un fost campus Yahoo și mai dezvoltă și un automobil electric, deci mai bine s-ar restrânge. Win-ul este Lenovo Yoga Book, probabil cea mai interesantă tabletă pe care am primit-o test în acest an, din punct de vedere al designului. E un produs superb, lucru confirmat și de premiul sau IF Design Award, e frumusețea întruchipată. Practic, ce vedem noi în filmele SF, știți voi, tabletele alea care sunt prea subțiri, care le vedem în Westworld, în Star Trek sau altele de genul, e bine, cam asta înseamnă Lenovo Yoga Book, la prima vedere cel puțin. Un device arătos,
care include și o tastatură virtuală disponibilă sub format touch, care se transformă în touchpad și pe care putem scrie cu pixul, care secretă, să zic așa, și cerneală dacă îi punem o rezervă specială. Aflați mai multe în recenzie. Și acum trecem la întrebări. Pe forum avem o singură întrebare. Vă reamintesc, postați acolo, aveți prioritate? Ne întreabă All For You. Salut! Galaxy A5 2016, Asus Zenfone 3 sau alt telefon recomandat de tine până în prețurile celor două pentru performanță, design, cameră, baterie. Zenfone 3 all the way, nu pot să zic că reproșești ceva. Performanță, checked, e bună. Design, checked, e bun. Cameră, bună. Baterie și ea bună. La capitolul astea și Galaxy A5 2016 stă bine, dar Zenfone 3 îl bate puțin la cameră. Are un design mai interesant. Ce să mai zic, rest, la baterie sunt bune ambele, dar cred că Samsung are un plus. Deci vezi că bateria este strânsă. Că despre alt model la un preț similar, greu de zis. Asta vezi eventual un flagship de anul trecut, dacă mai scade la preț de Black Friday. Two Face mă întreabă pe YouTube, Xbox One Slim sau PS4 Slim? Sincer, nu înțeleg de ce e așa lumea versiune slim ale consolelor mainstream. Poate pentru că sunt mai ieftine, poate pentru că ocupă mai puțin loc. Chestia cu locul e relativă, adică oricum nu o să muți consola de colo-colo și nu prea stă în drum. În fine, mai degrabă mai pui bani și îți iei un PS4 Pro cel nou sau chiar mai pui încă niște bani și îți iei și un headset VR, dar da, deja vorbim de altceva. Îmi spune tu, Face, că a avut un PS2, deci vrea să-i fac o recomandare și care să țină. În ziua de azi, dacă să fim sinceri, să ne adaptăm la tendințele vremii, mai bine îți iei un iPad puternic și ai terminat cu gamingul definitiv. Te vei juca mai mult? Și titlurile sunt de calitate excelentă pe iPad. Asta zic eu. The Strix, ce telefon îmi recomanzi? Galaxy S7 sau iPhone 7? Aș merge pe Galaxy S7. iPhone 7 l-am testat și nu m-a impresionat chiar deosebit. La design nu schimbă mare lucru, camera nu e chiar atât de bună pe cât vă așteptați. Mă rog, deși dacă ne luăm după testere unora, precum SuperSoft, nici nu ne așteptam să fie foarte bună. Ce să zic, da, bateria este bună, da, acustica este ok, mai este și rezistent la apă, dar nu pot să zic că sparge, rupe norii sau că inovează deosebit. Aș merge pe Galaxy S7 totuși. Cosmin Blasciuc îmi spune, sau mai degrabă mă întreabă dacă m-am jucat Sister Location și dacă am de gând să-l joc. Am căutat pe net să văd ce e Sister Location ăsta și aparent este un Five Nights at Freddy's nou, doar pe PC deocamdată. Eu nu prea mă joc pe PC, deci când apare pe mobil, anunțați-mă. Care crezi că ar fi prețul corect al unui Galaxy S6 Edge, S6 Edge Plus? Prețul corect? 1600 de lei? Nu, e prea puțin. Hai să zicem 1700-1800, cam ăsta ar fi prețul. Poate de Black Friday chiar și acel 1600, că l-am zis eu. Dacă ar apărea un S6 Edge Plus de 1600, l-aș lua imediat. Ce telefon zici să-mi iau Crăciunul ăsta cu prețul de până în 1600 de lei la mâna a doua, de preferat să aibă ecranul mare Quad HD? Ecran mare Quad HD. S6, S6 Edge are ecranul și bateria mai mare decât HTC One M8, considerabil mai mare. One M8 încă rămâne în comparațiile noastre de baterii, deci se ține bine la baterie. Că nu pot să zic că au durate mult mai mari S6 sau S6 Edge, deci dacă îți pasă doar de baterie, M8 încă își face treaba. Vrei un telefon cu HD, spuneai, până în 1600 de lei? Mai greu așa ceva în ziua de azi. S-aș fi zis un OnePlus 3, dar din câte știu are ecran Full HD, deci nu se califică. Nu știu ce vrei neapărat cu HD, până și producătorii din China și-au dat seama că nu mai merită. Vezi, poate găsești un Huawei Mate Top la mâna a doua sau ceva de gen. În fine, Adrian Nicolae, de ce unii producători nu pun căști la pachet, Xiaomi și altele? Păi vor să tragă în jos prețul și își imaginează că toată lumea are o pereche de căști și decât să ne dea niște căști pe care le iei de la colțul blocului, mai bine deloc. Sau produc ei alte căști separate, premium, și mai dai niște bani. Sergiu Cătălin Coprean, două întrebări. Din toate consolele pe care le-ai avut, care e preferatul tău? Aș zice primul PlayStation, pentru că nimic nu se compară cu prima consolă. Na, primul PlayStation e cel pe care am jucat Final Fantasy 7, Metal Gear Solid 1, super jocuri cum nu se mai fac în ziua de azi, deci PlayStation 1. Era și treaba aia cu butonul pe care l-apăsai, cu feedback, se ridica capacul ăla, băgai CD-ul înăuntru, se strica consola, trebuia să învârți CD-ul la un moment dat, sărea discul, când o piratai, băga niște fire și niște chipuri înăuntru, se strica laserul, era o întreagă treabă. În fine, întrebarea 2, de ce nu-ți plac youtuberii de la noi, serios acum? Două motive foarte simple. 1, înjură prea mult și 2, nu fac nimic original. Tot ce fac ei a fost făcut deja de cei din afară. Ionuț Vigeliuță începe cu o abordare cam nașpa, ca să zic așa. Mă întreabă, boss, ce zici, ar fi ok să-mi iau OnePlus 3 prin martie? Te rog eu frumos, fără boss. Și dacă scoate Sony ceva tare în toamna anului viitor, să trec la Sony. OnePlus are cameră mai bună și scannerul de amprentă foarte rapid, iar Sony e doar cu acustică peste OnePlus și rezistență la apă. Nu prea am înțeles mai lucrul întrebarea asta. Eu zic că poți să-ți iei OnePlus 3 și acum nu e chiar un capăt de țară prețul său, dar descăzut, nu știu dacă o să scadă, că deja e mic,
probabil că o să scadă totuși la anul, deci ia-ți când crezi tu, dar poți să ți-l recomand. Codruț C. De unde găsesc un PS4 ieftin de Black Friday? Am observat că magazinele astea, Media Galaxy și Altex, scad obicei la console. Și EMAG, dar EMAG am observat că are tendința să scadă prețurile la Xbox-uri mai degrabă decât PlayStation-uri. Să vedem. În principiu, EMAG, Media Galaxy, cam astea ar fi. Marin Cătălin îmi spune la mulți ani, mulțumesc. Cine crezi că va ieși telefonul anului odată cu ultimele lansări? Păi OnePlus 3 are niște șanse. Ce să mai zic în rest? Galaxy S7 are și el șansele sale. iPhone 7 Plus l-am testat încă, dar nu se anunța fi cine știe ce. Am văzut foarte multe recenzii pozitive la Google Pixel și Pixel XL. Ar fi și acolo o șansă, doar că costă foarte mult. Telefonul anului, cam acestea ar fi candidații. Nu o să vezi LG G5, deși a avut cameră bună. HTC 10 are și el cameră foarte bună, dar nu știu, cumva nu prea mai ține minte lumea, nu știu, parcă l-a uitat. Zenfone 300 mirager foarte bun, nu știu dacă se califică totuși la titlul de telefonul anului. Ce să zic, cam acestea ar fi opțiune. Până acum OnePlus 3 pare favorit la bătaie cu Galaxy S7. Dacă am uitat ceva, mă scuzați, încă mai compilăm tot ce s-a mai lansat. Evident ar fi Huawei Mate 9, dar e foarte scump, e și nou, nici nu l-am testat, deci nu le dă cu părerea. Utilizator numit Hi, I'm Alex, care ar fi prețul corect pentru Zenfone 3, 5.55, 4GB de RAM, 64GB de stocare. Undeva pe la 1.500 de lei, maxim 1.600 de lei, zic eu că ar fi corect. Liviu Sandu are niște întrebări. Întrebarea 2 este recomanzi UTOC, întrebarea 1 ce este mai bun între Motorola Nexus 6 și HTC Nexus 9. De recomandat UTOC, da, din produsele pe care le-am testat eu până acum nu am fost foarte rezamăgit de ele, deci pot să recomand. Apoi întrebarea 1 era între Nexus 6 și Nexus 9, păi sunt două mâncări de pește diferite. Unul este phablet mare, unul este tabletă. Și știu că Motorola Nexus 6 se descurca bine la poze noaptea, asta îmi amintesc eu. Știu că era masiv, dar se ținea bine în mână, la cei 6 inch SE, iar Nexus 9 a fost foarte criticat în review-uri, nici n-a ajuns la noi, s-a produs în unități destul de puține, lumea nu prea a cumpărat, deci un mic fail. Ce telefon folosești, mă întreabă Liviu Sandu, știu că o să mă repet, dar din când în când vă mai reamintesc, Galaxy S4, Galaxy S5, iPhone 5, Lumia 520, cam astea ar fi telefoanele folosite. Mai departe, în secțiunea diverse. La diverse o să vă vorbesc pe PlayStation 4 Pro, a debutat oficial în România pentru un eveniment organizat pe 11 noiembrie, dar a apărut în stocurile Altex cu o zi înainte, vine cu 1 TB de stocare și se remarcă prin grafica 4K. Costă 1799 de lei consola, vine și cu suport HDR, are și un controller PS4 DualShock 4 de generație a doua, are o bară specială luminoasă și în zona, ca să zic așa, superioară, arată bara de viață în jocuri, spre exemplu. Apare cu o diferență de design față de PS4 standard, are cum ar veni încă un strat, dacă ar fi un tort, ar avea încă un strat deasupra, cam asta ar fi diferența vizuală. Nu e cu mult mai gros, modelul Pro are 55 mm în grosime, cel standard 53.1, deci nu e o diferență chiar uriașă. E cu 500 de grame mai greu, are un port USB 3.0 extra, probabil că s-au gândit că vreți să conectați headset-ul PlayStation VR. La interior un procesor octa-core AMD Jaguar X8664 tactat cu 30% mai sus față de PS4 cel standard, iar GPU-ul are puterea dublată, facem salt de la 1.84 teraflops la 4.2 teraflops pentru a suporta grafica 4K. Din păcate nu suportă Blu-ray-uri Ultra HD, foarte important de menționat asta, și vine cu 1 GB de RAM extra față de modelul standard. Noua consolă suportă playback video 4K pentru Netflix, dar jocurile deocamdată se bazează pe upscaling la 4K pentru început. Cei care au făcut Last of Us au promis 4K nativ și acesta e doar începutul, vedem pe viitor. Sunt deja o grămadă de jocuri compatibile, știu că noul Call of Duty, Battlefield 1, Titanfall 2, toate au suport PlayStation 4 Pro. M-am apucat de serialul Black Mirror, prea vorbea lumea de el pe Facebook, așa că m-am apucat și eu. Vine de la BBC, are o grămadă de actori britanici pe care eu îi știu, probabil și voi. E un serial SF, în fiecare episod se schimbă povestea, vedem relele rețelelor de socializare, un viitor negativ, o abordare futuristă negativă. Spre exemplu, unei femei moare soțul, apoi cumpără un robot, bagă în robotul ăla toate postările sale de pe Facebook, Twitter, YouTube, înregistrări, video, audio, cu el poze și robotul îl bagă în cadă, pune niște substanțe și apoi se face un om identic ca bărbatul ei, reacționând exact cum ar fi reacționat el, evident apar și probleme, certuri și altele. Asta este Black Mirror. Sau la un moment dat este o lume futuristă în care oamenii stau în niște cuburi, sunt foarte strâmte, li se pun reclame tot timpul,
și primesc un fel de puncte de popularitate, un fel de bani ai momentelor lor. Ai câștigă punctele alea pedalând pe bicicletă și poți să cheltuiască punctele alea pe un fel de avataruri, cum sunt acelea de la Nintendo Wii, avataruri virtuale pe care le îmblacă cu haine. Cam asta cheltuiesc ei banii. Pe videouri, pe avataruri și toată ziua în cubul acela și pedalează sau ce mai fac ei. În fine, ăsta ar fi serialul Black Mirror. Am găsit și un nou pub în București, pub, dar care servește și mâncare, se numește Have a Cigar. Este cu tematică Pink Floyd, mi se pare inedit asta. Sunt ciocanele Pink Floyd peste tot, mult vinil, oameni de cultură pe acolo, l-am văzut pe Nae Caranfil. Am auzit Bloodhound Gang, Led Zeppelin, Pink Floyd, au cocktailuri bune, deci ăsta este Have a Cigar. Este în București, îl găsiți în spate, în zona Rossetti, aproape de pubul Dianei 4. Alegerea lui Trump, nu mă prea pricep la politică, de obicei nu prea mă bag, pot să zic doar că nu se aștepta mai nimeni. Păcat de cota la pariuri, sunt genul care aș fi paria pe Trump, avea cota 4 sau 5 la pariuri, cumva o parte din mine se aștepta. Sunt și oameni care nu sunt influențați de media și de Facebook, lumea a uitat de ei și fix ei l-au votat pe Trump. Adică degeaba se urla împotriva lui la televizor și pe Facebook. Unii oameni nu intră pe Facebook, nu intră pe televizor în SUA, stau lei acolo în Louisiana cu aligatorii în mlaștină și au votat Trump. Am jucat și eu Call of Duty, cel nou, știu că v-am mai zis despre el, doar că de data asta chiar l-am jucat și n-am jucat doar multiplayer, am jucat campanie și un șoc, are super poveste. Joacă, știți, Kit Harington, adică Jon Snow, este personaj negativ, s-a bucurat și el să fie negativ odată. Este un amiral rebel care vine cu flota de pe Marte, atacă pământul, distruge flota pământenilor, că sunt două facțiuni aici, SDF, care vine de pe Marte, și Alianța Planetară, care are sediu pe Pământ. Rămânem doar cu două nave din flota Pământului și controlăm un băiat numit Nick Reyes, care ajunge de la un locotenent, un comandant de navă Retribution. Trebuie să ne ducem după Jon Snow, să-l caftim, să-i distrugem flota, să oprim rebeliunea sa. El începe să ia cu asalt toate navele Alianței și planetele, să ia resursele și face un fel de mega-terorism. Cam ăsta ar fi Call of Duty și campania sa, super poveste, efecte și cinematografie. Cam atât ar fi. Am apărut un joc pe mobil foarte interesant, se numește The Trail de la Peter Molyneux. Este o experiență nouă, relaxantă, de explorare, adunare de obiecte, crafting, socializare și descoperă un nou univers. Acesta a fost MobiCast 142. Sper că v-a plăcut și ne reauzim săptămâna viitoare cu un pas mai aproape de iarnă și de Crăciun. La revedere!